Autoritățile locale și județene continuă demersurile pentru includerea ansamblului monumental Calea Eroilor pe lista patrimoniului UNESCO. După ce anul trecut, în luna octombrie, dosarul prin care autoritățile române au depus candidatura operelor sculptorului Constantin Brâncuș a fost finalizat în 2014, o comisie formată dintr-un grup de arhitecți, istorici de artă și arheologi ai INP vor ajunge în luna mai într-o vizită oficială la Târgu Jiu. Alături de comisia de specialitate va veni și premierul Victor Ponta. Dosarul a fost primit, totul este în regulă din punct de vedere al documentelor solicitate și că în luna mai urmează să sosească la Târgu Jiu, să vedem mai exact pe ce dată va fi prezentă la Târgu Jiu o comisie care va face verificările care sunt solicitate, care sunt impuse pentru o asemenea hotărâre. Această vizită reprezintă o nouă etapă pentru înscrierea operelor brâncușiene în patrimoniul UNESCO.